Salutare, prieteni, bine ați revenit pe canalul Alin de la Strehaia. Prieteni, revenim cu un nou vlog. Astăzi, ce să vă spun, m-am trezit și eu mai de dimineață, dar după aia am intrat puțin pe live, m-am învârtit prin casă pe aici, am mâncat și m-am pus puțin în pață, mă uit așa pe telefon, pe TikTok și m-am luat somn. Și am adormit până la ora asta. Nu știu cât e ceasul, e 6-7 și problema este că trebuie să plec și la București, prieteni, pentru că mâine dimineață trebuie să mergem cu David la spital la control. Așa a spus medicul când a fost ultima oară la Grigore Alexandrescu. Să revină luni pentru un control. Să-i mai facă probabil o radiografie la plămân sau nu știu dacă îi mai face sigur. Și radiografie nu cred că îi mai face, că am făcut aici la Pitești. O să-i duc radiografia făcută de aici, dar trebuie să facă din nou, să-i repete analizele. Și ce părere aveți de scaunelul meu? Ce-mi place? Adică stau mai bine pe el, mă simt mai bine. Nu mai obosesc. Și da, măi prieteni, o să plecăm la București și din păcate o să lăsăm pe Ion Dileaua singură la Pitești. Ia vină Ioan încoace. Pentru că nu putem, prieteni, să-l mai luăm pe Ion Dileaua, pentru că o să mergem și o să dormim la Mihai la casă, la părinții ei. Și n-are rost să luăm hotel, să luăm apartamente, camere, când poate Ion să rămână liniștit la Pitești. Dar bineînțeles, să lăsăm mâncare, că sunt mâncare. Frigiderul e plin, poate să mănânce două săptămâni. Îi lăsăm bani, tot ce are bani, sticări, tot ce vrea el. Să-l luăm pe David. Bine, aia vreau. Da, măi prieteni, și în șatră la Strehaia am văzut că este o nebunie totală cu tata, cu Olga și cu patroana. Ea s-a strâns formula asta. Știți foarte bine când se strânge formula asta, când se unesc, este un haos total. Echipa de și mama este foarte supărată, prieteni. Are niște probleme pe acolo și problema cu permisul și multe altele. Știți foarte bine că am vorbit zilele trecute despre acest subiect. Și după asta i s-a întâmplat și s-a întâmplat și cu permisul. Acum asta este, prieteni, noi ce să facem. Bă, dă seama, se întâmplă. I-am spus și o să nu mai fi supărată. Și referitor, prieteni, la ziua patroanei de la Strehaia, care este marți. Marți, prieteni, nu știu ce să zic, cum facem cu patroana, pentru că patroana, prieteni, și-a pregătit toată treaba asta cu ziua ei marți. A făcut toate programările necesare, a invitat lume, stânga, dreapta, ce a făcut ea pe acolo pentru marți. Dar problema este că marți eu nu cred că vom fi la Strehaia, adică nu vom reuși să ajungem marți, nu că nu vrem noi. Pentru că avem treabă și problema este că trebuie să vină și tata de la Strehaia luni, pentru că marți tot așa, are niște controle la ochi, la spital la ochi, pentru că joi are programată operația la ochi. Și nu știu cum a făcut patroana. Eu i-am spus, trebuia să-și făcut și ea astăzi să facă invitațiile pe vineri, sâmbătă. Cu ocazia asta tăiam și porcii pentru Crăciun, care trebuie să-i tăiem și toate astea, noi și Ioane. Da, venea și Ion, tăia porcii. Zi, Ionuțe. Da, corect, da, sunt mai categoric. Adică nu sunt prieteni, noi vrem, dar ideea este că sunt niște probleme în care nu știu cum să evităm, adică să le anulăm, să venim, dar este vorba de... Na. Nu e chiar așa. Ai evitat, dragi prieteni, vă dați seama că aș fi mers acasă oricum că mergeam. Este și ziua patroanei, da? La mulți ani, oricum. Și oricum am spus de multe zile că vreau să merg pentru mama, să vedem cum este, să fiu alături de ea puțin timp, să vorbim și de treaba cu bucătăria și cu ce avem de făcut prin casă. Și asta este treaba, Johnule. Da, ia vină, Johnny, cu ce vorbești și tu cu prietenii mei. Dragi prieteni, ia sus scaunele aici. Ne încurcă, dragi prieteni, ne încurcă foarte mult, pentru că, de ce? Avem și noi niște activități personale, adică personale, în vedere, Alin are, na, trebuie să rezolve și el niște situații care le are și el. Își rezolve treburile. Exact. Una la mână, doi la mână, patroana, ne pare rău că ne băgat într-o încurcătură care noi nu putem ajunge neapărat ne marți în Strehaia, n-avem cum. Că avem și noi treburile. Cum facem genul? Așa, dacă amân pe sâmbătă, sâmbătă e altfel. Sau te duci tu. Să întâmplăm Migeana. Sau vin eu dacă e. Sau te duci tu, mă, astea până la tren. Da. Și te duci și faci ziua lui patroana. Corect. Tai porci, faci și acolo. Nu e problemă. Faci meniuri, aperitiv, ce faci la ziua lui patroana? Ce mâncare faci? Vedem. Ce faci de obicei la o petrecere? Să ajung acolo. Ei, găsim-ne o soluție să putem. Aperitiv? Sarmale, alea. Mamă, Ioane, ce aș mânca niște sarmale. Aia ar fi de luni după amiază să facem sarmaluțele. La un ceaun, așa, la foc afară, în pirostrii. Deci, prieteni, cele mai bune sarmale le-am mâncat.
la Moroieni, la domnul Radu și la doamna Andreea, la Petruț acolo când le-a făcut mama lui Petruț. Deci au fost niște sarmale delicioase. Eu n-am mâncat în viața mea așa ceva. Atâta bunătate, nu știu. Ioane, știi cum erau? Forță, frate. Forță, forță. Cred, și asta este situația, prieteni, nu știu, am văzut, m-am uitat și pe blog, o să nebunim pe acolo, ce fac ăștia, agită și copilul pe Leonardo și pe Alex, și Leonardo mai vorbește, hai, Iurel, ca toți copiii, prieteni, dar ei sunt de bine că ei îl agită și ei îl învață, la urma urmei, nu este copilul de vină. Am înțeles și eu câteodată mai râs la vreo prostie de-a lui, menă, dar una, nu este bine, duce, trebuie să... Când educi un copil de clasa... Mai ales că el și îndeamnă să facă așa. Mă rog. Îl agită. Și Ionuțe, eu o să plec la București. Da, să fii tu sănătos. Ce faci tu singur, Ioane? Ce faci singur? Nu contează. Mă uit la televizor, văd o emisiune, o știre. Ai televizorul, Ioane, ai TikTok, ai tot ce vrei tu. Nu e problemă. Mâncare, băutură. Sănătate să fie. Bani. Telefon. Telefon, YouTube. Caz de ceva. Vă sun, dar sun... nu există la mine termometri din ăștia neincompatibile, adică să fie ceva nasol, nu... Miha, tu mai ai până te îmbraci, nu? Nu, am ca să știu dacă îmi fac cafea sau nu. Am încă dă cutile. Hai să facem o cafea, prieten, la părățelul nostru. Este Ioni. Jonicule, hai să fie bine, să ajungă cu bine la București, să-și facă treaba lor. Doamne ajută! Băi, Ioane, bă. Ce facem cu această patroană, prietene? Zi-mi, Ioane. Nu, la fața locului, n-am de unsă. Mă, uite zahărul ăsta că mi-a lăsat aici, Ioane, te mi-a pus în ceva. Uite, ăsta murdar, la ciocolată, Ioane, ia uitați, prieteni, cum o se face. Pana mea. Care nu? Păi stai, ăsta nu, ăla, șervețelul ăsta. Stai, lasă puțin lingura. Că eu vreau să o fac mai scurtă, că o face prea lungă, fraților. Și ăla pune și tu într-un bol în, de la special de zahăr. Da, zahărul. Care e? Aici facem latte macchiato, prieteni, mi-mi place mult latte macchiato sau espresso scurt cu lapte, dar espresso nu avem aici, la acest aparat. Și facem latte macchiato, dar mai scurt. Hop, 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 că dacă le lasă el umple cana. Aici avem lapte doar. Așa, bagă-n aia. Ce e cu ochelarii este pe aici? Te-ai tăi? Ochelari de mafiot. Ce credeți, prieteni? Mi-au pierdut ochelarii, mă, Ioane. Unde sunt, frate, ochelarii? I-am dat 1300 de euro pe ei. Da, 1300 de euro poți să iei la Strehaia. Păi nu, cum? La Strehaia sunt? Păi, mai fi? Nu, pe bune, zici mie unde sunt. Cum fi toate prin casă. Eu v-am căutat-o de cadă, dar nu găsesc. Și ce fac acum, vezi? Păi și unde să fie Mihaela? Nu, știu, frate. Trebuie să-mi țin astea în SEI lucrurile. Ia să vedem. Haide, mă! Haide, mă! Haide. Ia. Uitați cum faci. Ia, ia. Da, mă, da. Hai că e ceva. Vedeți? Cum o se face? Acum băgăm zahăr. Zahărel. Ia. Două lingurițe. Așa băgăm noi. Ioane. Ce are? Fă curățenie. Aruncă tot. Ia, și aia, aia e folosită? Da. Aruncă tot, Ionule. Ia. Hop. S-au dus culorile, prieteni, că am amestecat-o. Știți? Și de aia.
Hai, Oane, bine încoace să fumăm o țigară cu prietenii și să mai povestim. Miha, vii să mai fixez și mie telefonul aici, ca să mă vadă prietenii mei bine. Că nu știu cum se vede. Ce vrei? Să vezi dacă se vede bine. Adică dacă mă văd întreg, capul, tot. Lasă că se vede zi. Păi ia mâna de pe cameră. Lasă-mi... Gata, gata, gata. Ia mâna. Se vede bine, da? Da. Ce faci, Davidescu? Ce-ți bine, o să te vadă și prietenii mei, că poate că e doar de tine. Uitați-mi pe Davidescu. El este Davidușcă. Stai. Davidușcă, bebelușcă. Hai, gata, dă-te de aici. Bye. Că eu o să stau cu prietenii de vorbă. Și vrem să discutăm. Despre ce? Despre ceva. Du-te în cameră la Miha ca să te îmbraci. Măi, prieteni, și... Este bună cafeluța de la acest expresor, să știți. Chestia este că pot să beau la el doar latte macchiato, cafea latte, ceva de genul. Eu, de obicei, cafeaua mea preferată. Nu știu, nu suport cafea oriunde, nu-mi place, nu pot să beau. Asta e acceptabilă. Dar cafeaua mea preferată este espresso cu lapte. Scurt. Da, cu lapte. Vezi, espresso boabe cu lapte. Da, de obicei găsesc la niște aparate de stradă, da, astea, un espresso așa scurt cu lapte, foarte bun, cu 2 lei. Da. Nu e vorba de bani, că aș fi dat și 10 lei, dacă aș găsi peste tot. Nu știu. Asta este. Ce faci, Ioane? Da, prieteni, și ieri am văzut că patroana s-a îmbătat din nou. Știi ce mă așteptam eu? Mă așteptam că ea zboară cu forașe, cu ceva pe acolo prin chat. Dar cred că, din fericire, nu s-a mai zburat cu niciun forășel. Așa că... Măi, prieteni, știi ce n-am la scaunul ăsta? N-am pernă de aici. Că erau unele care aveau pernă, dar erau defecte, erau expuse, nu aveau... În spate, acolo, la magazie, sigilate, la vânzare. Da? Bravo, o să nu uit. Dar chiar îmi place rău scaunul meu. Îmi vine să stau numai pe el. A, dacă te-ai dormit tu, eu am stat aici. Ai stat pe scaunul meu? Da. Nu pot să cred. Serios? Uite huța. Da, să nu stea pisică, e din piele. Dar să pui și ecul ăsta. În spate, frumos. Ia arată la prieten, stai. Ia, David. Uitați, prieten, a spălat Ion. Stai că nu se vede. E, uitați. Curat, frumos, spălat în interior. Așa se spală, da. Cu jucăriele. Apă. Hai, dă-o la David, s-o pune el. Ia, ia, stai, Ioane, vine un coace. Ce mai spui, Ioane, la prietenii mei? Da, bravo. Ce le mai spui la prietenii mei? Ce să vă zic? Vă doresc multă sănătate. Abonați-vă cât mai mult la Alin de la Strehaia. Unde am mâncat lucrul ăia? Aia e categoric. Așa. Și hai să acționați, dragi prieteni, să fie bine, să fie bucurie. Toată lumea, toată țara, pe unde mergem, să fim respectați cum vă respectăm și noi pe voi. Aia contează foarte mult, dragi prieteni. Și să vă abonați și la Ionica Dilea de la Strehaia. Na. Nu, Ion Dileau. Ion Dileau, așa. David, deschide tu geamul ăla. E un dileaua de la Strehaia. Urmează să facem o vacanță la Lehliu, dar să vedem când. O să facem. Au, când ne întoarcem eu. Vedem, poate merge zilele astea, dar e zăpăceală zilele astea, că avem de lucru mult. Au, vedem. Da. Da, că e vorba de operație la oftalmologie în București. Na. Hai să vedem, poate săptămâna viitoare, poate. Să vedem acum cum merge... Cum merge măgărușul cât mai repede. Adică în sensul de a merge acționarea rapidă a operației mult mai repede. Aia contează foarte mult. Și starea lui de sănătate, probabil. Ioane, dar ți-e dor de taică-mi? Nu. Nu? Nu. E mai liniște cu tine decât cu... Cu cine e cel mai liniște din șatria? Cu tine. Cu mine? Nu, îmi pare rău. Vai, Ioane, mulțumesc. Exclud pentru că... Prietene, uitați ce capsule am eu la aparat. Asta nu este cafea, nu este... Asta este ciocolată caldă. Ia să o vedem. De la Milka Joy. De la Întoarce Milka. Cutia. Uitați. De la Milka. Așa se arată, uite așa. Omule, așa. Și uitați aici capsula. Da. E de la Milka Joy. Este ciocolată caldă.
Mama, am văzut acum, tată, cum bag capsula ca să-mi fac? Adică îți face Ion. Bine, și Ion? Nu, că știu și eu singur. Cum, Ion? Nu, tu, de la Ion. Dă Ion, hai. Du-te, ia spală cana asta. Uite-l mă pe Neonica, da, prieten. Prieten, mie îmi pare rău de Neonica, dar Neonica câteodată bea mult, fraților. Și face urât. Are și el prostie la băutură, știți cum sunt unii. Bună, prieteni. Are nebunie la băutură. Hai că stau eu aici la cameră. Da, la mine. La prea. Băi, vă descurcați? Miha, vino să te vadă prietenii mei. Haide, te rog. Că le-e dor de tine la prieteni. Ia. Oh, Miha. Ce? Trebuie să mă îmbrac. Ce faci, mă, Miha, mă? Mă, Miha, mă. Eu știu să fac. Am băgat capsula. Da, și așa. Miha. Oh, Miha. Ce faci, mă? Trebuie să fac bagajul, în primul așa. Rând. Și după să mă îmbrac repede. Da? Da. Ce, vă era dor de mine? Bravo, Mihael! Mulțumesc! Wow, ce păr! Place? Hai să-ți fac și ție. Fă și mie păr așa. Păi n-ai păr. Mult. Am păr. Păi n-ai păr lung. Păi îmi pun extensii. Păi îi spun dacă vrei extensii. Poți să-mi pun extensii da, la părul scurt? Da, cel de la geamă. Da. Dale. Prieteni, încheiem aici că trebuie să luăm și noi bagajele, să le ducem la mașină, să plecăm la capitală. Și revenim, prieteni, mai târziu, încercăm să mai filmăm un vlog. Vă pupăm, vă dorim o seară minunată. Vă mulțumim încă o dată că sunteți alături de noi. Vă pupăm, pa, pa. Pupă-i. Pa.